Bine ați revenit pentru o nouă întrebare. Întâi răspunsurile la întrebările de data trecută, pentru că vă amintiți, cred, că a fost și o întrebare suplimentară, așa că sunt dator cu două răspunsuri. Întrebarea suplimentară era dacă atunci când o embarcațiune intră pe un pod de apă, crește sau nu apăsarea podului pe picioarele lui. Sau în cuvinte mai simple, dar mai dramatice, dacă podul simte că trece ceva în afară de apă pe suprafața lui. Am primit doar două răspunsuri, dar amândouă au fost perfecte. Ele aparțin lui Gabriel Gheorghean și lui. Dacă punem un corp să plutească pe apa care se găsește într-un vas, atunci evident că greutatea totală a sistemului crește. De pildă, dacă punem vasul cu apă pe un cântar și apoi punem un corp să plutească pe suprafața apei din vas, evident că vom avea o greutate mai mare și cântarul va arăta acest lucru. Să vedem! Cazul podului nu este așa, pentru că podul este un sistem deschis, nu este un sistem închis cum era vasul pe care l-ați văzut în film. Și atunci se întâmplă următorul lucru. Atunci când o embarcațiune intră pe pod, ea dezlocuiește o cantitate de apă care are greutatea egală cu greutatea embarcațiunii, legea lui Arhimede. Numai că acea cantitate de apă iese de pe pod, pentru că altfel s-ar ridica nivelul apei pe pod, ori nivelul apei pe pod nu poate să fie mai ridicat decât nivelul apei în exterior. Apa nu poate să stea mai ridicată pe pod decât în exterior. În concluzie, de câte ori intră o embarcațiune, apa dezlocuită de ea iese de pe pod. Dar apa dezlocuită de ea are greutatea exact aceeași cu cea a embarcațiunii. Ceea ce înseamnă că nu se schimbă greutatea totală suportată de pod. Indiferent câte embarcațiuni și ce masă au trec pe pod, greutatea totală suportată de pod va fi aceeași. Trecem la întrebarea principală. V-ați gândit vreodată cum poate o antenă parabolică fixă să fie orientată tot timpul spre un anumit satelit pentru a recepționa semnalul care vine de la satelitul respectiv? Cum adică? Satelitul stă? Un satelit, ca să rămână pe orbită, trebuie să se rotească în jurul Pământului cu o anumită viteză. Viteză care depinde de înălțimea la care se găsește el deasupra Pământului. Am arătat acest lucru în mai multe clipuri și găsiți link-urile spre ele în descriere. Dar dacă satelitul se rotește odată cu Pământul, atunci el poate să rămână fix față de suprafața Pământului. Deci nu stă, se rotește odată cu Pământul și atunci de pe Pământ el se vede în unul și același loc. Dacă satelitul se rotește sincron cu Pământul, așa cum am spus, el rămâne mereu deasupra aceluiași punct și devine un satelit geostaționar. Dar pentru asta, el trebuie să îndeplinească două condiții. Întâi, perioada lui de rotație, timpul în care descrie un cer complet, trebuie să fie aceeași cu perioada de rotație a Pământului, adică 24 de ore aproximativ. Pentru asta, el trebuie să fie la o anumită înălțime, pentru că sateliții de joasă înălțime, cei care se găsesc la doar câteva sute de kilometri, descriu o rotație completă în aproximativ o oră și jumătate, în funcție de înălțimea la care se găsesc. Dar, dacă măresc altitudinea, am nevoie de o viteză tot mai mică. Cu cât un satelit este mai departe de Pământ, cu atât viteza necesară ca să rămână pe orbită e tot mai mică. În schimb,
lungimea traiectoriei lui se face tot mai mare. Ceea ce înseamnă că cu cât un satelit este mai departe de Pământ, cu atât perioada lui de rotație se face tot mai mare. Ei, dacă facem calculele, o să găsim că dacă vrem ca perioada de rotație a satelitului să fie aceeași cu perioada de rotație a Pământului, adică 24 de ore, atunci el trebuie să fie la o înălțime de aproximativ 35.800 de kilometri, adică un pic mai puțin decât a 10-a parte din distanța de la Pământ la Lună. Deci dacă un satelit se găsește la înălțimea de aproximativ 35.800 de kilometri, perioada lui de rotație în jurul Pământului este 24 de ore. Este aceeași cu perioada de rotație a Pământului în jurul axei proprii. Și asta este prima condiție. Dar nu este suficientă. A doua condiție este că satelitul trebuie să fie deasupra ecuatorului. Altfel, el nu poate rămâne mereu deasupra aceluiași punct al Pământului. Să ne gândim de ce. Imaginați-vă că pumnul meu este Pământul și se rotește așa. Și am un satelit care se rotește pe deasupra polilor. Deci orbita lui trece pe deasupra polilor. Atunci am această asociere de mișcări. Rămâne satelitul în această mișcare tot timpul deasupra aceluiași punct al Pământului? Nu. El poate să rămână deasupra aceluiași punct dacă punctul respectiv se găsește pe ecuator. Și atunci satelitul și Pământul se rotesc așa. Puteți să vedeți acest lucru în Wikipedia și găsiți și linkul către această animație. Deci a doua condiție pentru ca satelitul să fie tot timpul deasupra aceluiași punct al Pământului, adică să fie în repaus față de suprafața Pământului, să fie geostaționar, este ca el să se găsească deasupra ecuatorului. Un satelit care se rotește deasupra ecuatorului la distanța de 35.800 de km de Pământ, se vede de pe Pământ ca fiind fix pe cer. Poziția lui nu se schimbă, pentru că ecuatorul, proiecția ecuatorului pe cer, este un arc de cerc care din emisfera nordică se vede spre sud, un arc de cerc, și din emisfera sudică se vede spre nord, și sateliții geostaționari se găsesc, așa cum vedeți în această imagine, pe acest arc de cerc. Deci în emisfera nordică, antenele parabolice sunt orientate spre sud. Evident, nu exact spre sud, poate să fie sud-est, sud-vest, dar în general spre sud, în timp ce în emisfera sudică, antenele parabolice trebuie să fie orientate spre nord. Aceasta este prima diferență. Mai avem un pic ca să găsim răspunsul la întrebare. Dacă privim soarele din emisfera nordică, trebuie să privim spre sud, evident, îl vedem mișcându-se de la stânga spre dreapta. Avem răsăritul în stânga și apusul în dreapta, așa cum vedeți în desen. Dacă privim soarele din emisfera sudică, atunci trebuie să privim spre nord, am lămurit asta, dar îl vedem mișcându-se de la dreapta la stânga. Avem răsăritul la dreapta și apusul în stânga, așa cum vedeți în imagine. Acum știm tot ce trebuie ca să răspundem la întrebare. Știm că antena din imagine trebuie să fie orientată spre ecuator și vedem că apusul este la stânga ei. Înseamnă că ea se găsește în emisfera sudică, pentru că înseamnă că din perspectiva antenei, soarele se mișcă de la dreapta spre stânga, ea fiind orientată spre nord. Soarele se mișcă de la dreapta la stânga și deci se găsește în emisfera sudică. Acesta era răspunsul. Și acum întrebarea de azi, ea este legată de probabilități. Ți se propune următorul pariu. Rămâi singur într-o cameră cu 10 bile albe, 10 bile negre și 3 vase.
vase opace, bineînțeles, nu se poate vedea ce este în interiorul lor. Și ai dreptul să pui bilele în orice distribuție dorești, în cele trei vase. Singura condiție este să le pui pe toate. În rest, poți să lași un vas gol, dacă vrei chiar două, poți să faci absolut orice distribuție dorești. Singura condiție, repet, este că trebuie să le pui pe toate. După ce le-ai pus pe toate în vase, în cele trei vase, persoana care îți propune pariul intră în cameră și, bineînțeles, fără să se uite în vase, alege la întâmplare un vas și scoate din vas o bilă. Dacă bila este albă, câștigi 100 de lei, dar dacă bila este neagră, pierzi 200 de lei. Și acum întrebarea este, odată, cum ai distribui bilele pentru ca să ai șanse maxime de câștig și a doua oară, din punct de vedere al probabilităților, dacă ținem cont numai de probabilități, merită să faci acest pariu sau nu? Aștept răspunsurile. La revedere!